Mai sunt doar două zile până la mini-vacanța de 1 mai, iar preferințele oltenilor s-au îndreptat spre destinații apropiate. Motivul, anunțarea zilei de 30 aprilie ca fiind zi nelucrătoare, s-a făcut mult prea târziu, iar pachetele oferite de agențiile de turism au fost lansate pentru 3 nopți. Astfel că oamenii, pentru a beneficia de oferte atrăgătoare, și-au rezervat din timp biletul de călătorie. Cea mai accesibilă destinație pentru oltenii este aici, aproape de noi, la Călimănești-Căciulata, unde de îndoială zile știm foarte bine că s-a deschis acel aquapark cu vreo 11 piscine și tobogane. Complexul acela balnear a fost primul, cu toate care trei hoteluri mari, foarte mari, de câte 10-11 etaje, a fost primul care a fost ocupat. La fel s-a orientat către băile Govora. Acolo pachetul a fost undeva la 980 de lei de persoană, dar în schimb au avut toate mesele, o să aibă toate mesele incluse, pensiunea completă. Stațiunea Mamaia este și în acest an destinația preferată a tinerilor care doresc să profite din plin de aceste zile libere. Și aici oferta agențiilor de turism a fost destul de bogată. La mare, în special tinerii. Vorbim de tineri care merg la mare pentru distracție, pentru cluburi. Pe 1 mai se deschid celebrele cluburi din Mamaia Nord. Iar un loc de cazare cu mic dejun la un hotel de 3 stele la mare, în Mamaia vorbesc, acolo este cea mai aglomerată stațiune, este de la 120 de lei pe noapte, ajunge undeva pe la 300 de lei hotelul de 4 stele. Sunt însă și olteni care preferă destinațiile externe. Trebuie precizat că pachetele turistice în afara țării au fost făcute pentru 7 zile. În afara de asta de România, agenția noastră a avut niște oferte last minute pentru perioada de 1 mai în Sharm el Sheikh și în Antalya. Am avut oferte de 450 de lei de persoană, 7 nopți de cazare cu all inclusiv, hotel de 5 stele, avion inclus, taxă de aeroport, transfer de grup, adică îl aștepta reprezentantul nostru în aeroportul din Antalya, îl lua frumos de mână, îl urca un autocar și lăsa la hotel. 450 de euro, mulți cu 2, însă asta înseamnă 900 de euro de familie. La fel de solicitate au fost și sejururile din Maramureș, Bucovina sau de pe Valea Prahovei. De la an la an se observă o creștere accentuată a numărului de turiști care pleacă în vacanță în zilele nelucrătoare, ne-a declarat reprezentantul Agenției de Turism.